Rusia ar folosi arme nucleare doar dacă există o amenințare la adresa ei și nu ca urmare a războiului desfășurat în Ucraina, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN. Orice rezultat al operațiunii nu este, bineînțeles, un motiv pentru utilizarea armelor nucleare, a spus Peskov. Avem un concept de securitate care afirmă foarte clar că numai atunci când există o amenințare pentru existența statului, în țara noastră, putem folosi și vom folosi efectiv arme nucleare pentru a elimina amenințarea pentru existența țării noastre, a mai spus el. Întrebat despre declarațiile președintelui american Joe Biden, care l-a numit pe Vladimir Putin un măcelar și a declarat că președintele rus nu ar mai trebui să rămână la putere, Peskov a spus că este destul de alarmant. Este o insultă personală, a spus Peskov, potrivit Mediafax. Bineînțeles, este complet inacceptabil. Nu este treaba președintelui Statelor Unite să decidă cine va fi și cine este președintele Federației Ruse, a adăugat el. În cadrul unui discurs ținut sâmbătă în Polonia, Biden a spus despre Putin, pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate rămâne la putere. Peskov a negat că forțele rusești ar fi vizat în mod deliberat civil din Ucraina, în ciuda faptului că forțele ucrainene, jurnaliștii și refugiații care au fugit din țară au descris ardamente care au lovit infrastructura civilă, inclusiv case, școli și spitale. Săptămâna trecută, SUA au declarat oficial că forțele rusești au comis crime de război în Ucraina. Curtea Penală Internațională de la Haga a lansat, de asemenea, o anchetă privind invazia. Editor MB.